face parte dintr-una până la trei comisii de specialitate în funcție de pregătire, opțiune, profesie. Dacă dumnealui și-a manifestat intenția de a face parte din alte două comisii, de ce l-ați propus pentru a treia? Păi, aregea dumneavoastră ce pregătire are. Haideți să respectăm și cu privire la desfășurarea ședinței și etatea care dumneavoastră sunteți cei care conduce ședința și exerciți. Dar mi-a cerut cineva cuvântul și din am dat? Păi și atunci, despre ce vorbim? Domnul secretar, vă rog frumos să aveți să răspund. Da, s-a invocat numele meu și data trecută. Și acum, de fapt, mai des invocă domnul Felicu în adresele pe care le face. Nu dumneavoastră, nu la dumneavoastră, mă refer. Deci, ca să punem, să lămurim o dată problema asta de legalitate. Îmi tot spune mie să vin cu proiecte de hotărâre. E chestie de legalitate, de elementare, că proiectul de hotărâre e inițiativa consilierilor, a primarului sau unui grup de cetățeni. Nu eu fac proiecte de hotărâre. Păi, dar unde a avut inițiativa? A venit cu proiect de hotărâre. Doamnă, proiectul de hotărâre, știți ce este? Nu intenția, proiectul de hotărâre. Să vină pe el punctual. A venit? Să spune domnul Velicu dacă a venit cu un proiect. Ca să vorbim de legalitate. Iar în privind, stați că n-am terminat. Stați că n-am terminat. Care aparent este inutilă. Nu e inutilă. Foarte bine că atunci când a venit cu proiecte de hotărâre, când ați menținut 9 luni de zile pe cineva în consiliu ilegal, mi-a zis că nu se dată legalitate. Despre ce vorbim? Nu eu țin proiectele de hotărâre, nu eu fac ordinea de zi. Știți, citiți legea, domnule. Ioane, vreau să iau și-o cuvântul. Citiți legea, domnule. Stați că n-am terminat. Dacă vreau să da, domnule, în legătură cu procesul verbal, cum adică să semnez cu obiecțiuni, domnule? Nu, trebuiau făcute obiecțiuni legat de procesul verbal. Nu e adevărat. Dacă mențiunea mea era greșit formulată, făceam obiecțiuni. Domnule, trebuia să reacționați în ședința din 26-11. Am reacționat. Aici a fost acuza mea. Citiți procesul verbal. Domnul președinte. Da. Domnilor consilieri. Deci, domnilor consilieri, să știa de trei zile că astăzi domnul Velicu va veni să creeze o stare de scandal în Consiliu. Dați-mi voie să vă spun și argumentele și fără nicio problemă. De 3-4 ședințe, Giurgiu TV, televiziunea care ne înjură pe peste tot, nu a venit niciodată. Astăzi a venit expres de la prima oră, îl filmează pe domnul Dinu, domnul Dinu face o întreagă tevatură, domnul Velicu face o întreagă tevatură, dacă ați observat, toate camerele sunt focusate pe el, să creeze o stare care nu este corectă într-un consiliu local unde se aprobă hotărâri. Se aduc în discuție tot felul de lucruri din urmă, tocmai ca să creeze această stare. Urmăriți-l și vă mai spun un singur lucru. Nu face neintenționat, pentru că fiecare în perioada aceasta preelectorală își câștigă un loc în partid. O să-l vedeți peste 2-3 luni unde își anunță domnul Velicu candidatura la ce partid. Și o să puneți în balanță atunci aceste înregistrări de astăzi și o să vadă și cetățenii orașului acest scandal care este făcut la sfârșit de an pe lucruri care nu și-au niciun rost pentru discuția de astăzi. Domnul adică Obine, s-au ieșit... Domnul poate să vorbească, are, poate să vorbească domnul Dinu. Dar face scandal. Drept urmare. Eu am să vă spun un singur lucru, domnilor consilieri. Îmi pare rău că vreau să spun. Și va fi ultima mea ieșire și discuție vis-a-vis de lucruri în afara Consiliului. Alea care mă gândesc. Peste drum, nu știu peste drum. Eu când v-am zis că vreau să facă scandal, aia și venit. Păi despre ce vorbim? Nu vis-a-vis. În legătură cu, dacă legătură vorbim corect. Da. Deci am să vă spun un singur lucru, domnule consilier. La ora 12:30, indiferent de cât va ține această ședință și cât veți dori dumneavoastră să țină, sunt 670 de persoane care primesc o diplomă de excelență. N-am să pierd acest eveniment și n-am să las oamenii să aștepte, pentru că domnul Velicu vrea să iasă în evidență prin orice mod și să creeze un scaos și scandal în Consiliul Local. Drept urmare, la ora 12:20, domnilor consilieri, mă voi ridica de pe scaun, cu voia sau fără voia dumneavoastră, va rămâne să răspundă în executiv cine dorește și voi pleca la această manifestare. Pentru că nu-i normal să creăm o stare la sfârșit de an, de an de bilanț,
că vrea domnul Velicu să creeze așa, să bulverseze Consiliul Local. Că nu vrea în Consiliu ăla, că nu vrea ședința aceea. Nicio problemă, domnule. Puteți să mă acționească la câte... Aveți drept la replică. Aveți drept la replică, domnule. Vorbiți în dreptul dumneavoastră și punct. Nu, vorbesc în dreptul dumneavoastră, că dumneavoastră este factorul perturbator. Deci, urmare, dacă doriți să țineți această ședință corect și să o terminăm în pace și armonie, așa cum îi stă bine orice om la sfârșit, dar o terminăm. Dacă nu, stați cu domnul Velicu și stați în scandal, că eu nu voi sta la pace lucru. Nu este să pare normal și corect să creăm un scandal în Consiliul Local că cineva este frustrat pe viață. Vă rog frumos, acesta a fost punctul meu de vedere și lucrul acesta vreau să-l luați în considerare. Să-l și consemneze în procesul meu. Domnul președinte, vă rog frumos să-i atrageți atenția domnului primar să termine cu aceste jignii. Domnul Vescu, problema e așa. Dumneavoastră mi-a spus mai devreme și așa e în conformitate cu regulamentul Consiliului Local, că dacă cineva pomenește numele dumneavoastră sau funcția pe care o aveți, trebuie să-i răspundeți. Aveți întrebare la replică. Dumneavoastră ați vorbit despre domnul secretar, despre domnul primar și despre ceilalți consilieri, fiecare și-a luat dreptul la replică. Dumneavoastră v-ați auzit numele, aveți dreptul la replică, spuneți ce probleme. Domnule, regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local spune foarte clar că atunci când se folosește numele unui consilier, da, are dreptul la replică. Și e valabilă și pentru dar ceilalți. Dar dacă noi folosim numele tot timpul așa, acum, o să facem discuția asta atât de lungă, încât eu n-am folosit numele domnului primar, i-am spus domnului secretar care este problema și unde nu s-a respectat legalitatea, i-am solicitat să vină și să verifice legalitatea și să pună în balanță ce spun eu cu ce prevede legislația și atunci am încheiat subiectul. Dacă tot continuați așa să aprindeți focul și mai tare, nu sunt eu vinovatul pentru această situație. Domnule, este dreptul meu să solicit comisia în care doresc să activez. Deci solicitați. Am solicitat-o scris de 3 ori sau de 4. Da? Nu s-a rezolvat într-un an și 4 luni. Bun, domnul Bolănean. Nu știu de ce ne aprindem așa de mult. Nici eu nu știu. Toată lumea face referire la regulament și probabil prea puțin îl citesc. Așa am zis și eu. Am citit și eu. Și zice la articolul 20, nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de către un grup de consilieri. Acum, după tot ce s-a întâmplat cu domnul Velicu, era normal ca șeful grupului de consilieri al partidului din care dumneavoastră face parte, ăla a făcea propuneri. Indiferent. Deci, punea în aplicare, să zic, continuarea aplicării unei hotărâri sau sentințe judecătorești. Partidul, e o problemă între partid și domnul Velicu. Asta e legea pe care domnul Velicu o tot invocă și îmi cere mie să fac. În funcție de vedere. Aveți în vedere de regulă, sigur, nu? Păi nu spuneți tot. Opțiunea, dar cine face opțiunea, pregătea cineva care reprezintă cineva? Sigur, acesta la consilierilor. Dar prin intermediul șefului de grup sau a partidului respectiv. Eu așa. Da, domnul Părlea. Asta e mâna domnul Părlea? Da, domnul Părlea. Domnul președinte, există o posibilitate să rezolvăm cel puțin parțial cererea domnului consilier Părlea. Comisia juridică este incompletă prin plecarea domnului Părlea, nu s-a luat niciun locuitor. Și așa că se poate rezolva și... De acord, dar așa cum a spus mai devreme domnul Părlea, dacă a fost atent, trebuie să vină o propunere de la șeful de partid sau de la șeful de grup de consilieri. N-am eu acum în momentul ăsta cum să fac completarea, pentru că, în primul rând, e ilegal. Da. N-am, nu se poate. Degeaba, nu mai facem dialog. Vă rog eu frumos că nu e la obiect. Discutăm despre altceva. Bun. Domnul Părlea. Domnul consilier Părlea. Da? Supuneți la urmă. Domnul Bine, nu mai terminăm. Îmi cer bine scuze. Știu că unele persoane au treabă și trebuie să meargă la anumite evenimente firești și normal. Domnul Felic, cred că m-a spus. Domnul primar a folosit cuvântul vis-a-vis. Atenție mare ce vă spun. Care mai înseamnă vis-a-vis de ceea ce a spus dumneavoastră? Și l-a folosit foarte bine și foarte corect în contextul respectiv. Mai înseamnă față de, în raport cu și în comparație cu. Vă înțelegeți? Și din altă ordine de idei. Hai să vă spun un singur lucru. Fiindcă nu v-am atras atenția mai devreme. Când dumneavoastră ați folosit incorrect
vis-a-vis de proiectul Docătorii care v-ați exprimat la modul că l-am votat acolo. Domnule consilier, nu se folosește complementul circumstanțial deloc. Și de mod sau de mod. Nu că nu ți-a ce aveți cu domnul primar? Domnul, vă rog frumos, că nu poate să-și îndească oamenii în capul ăsta. Că nu știm să vorbim din dar oameni. Cine cred că suntem idioți și proști în Consiliul Local. Iar dânsul folosește cuvinte care n-au niciun rost în contextul respectiv, domnule Bericu, vă promit în mod expres că vă fac analiză pe text, atât morfologică cât și sintactică, la fiecare ședință de Consiliul Local. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor celor care ați luat cuvântul, vă mulțumesc pentru lecțiile de gramatică și de lingvistică. Problema e în felul următor. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 9 privind nominalizarea unui proiectul de vizionare de urbanism și amenajarea teritoriului. Vreau frumos, mă întrebuiți. Păi dacă domnul Dinu își permite să facă lecții de gramatică cu noi aici. Dacă cine este pentru? Cine este pentru? N-a trebuit să-l luați la inspectorat? Ne dați un post? Împotrivă? Se abține cineva? Una, două, trei, patru, 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 domnul Velicu. Dacă nu mai problemă pe domnul Velicu la Comisia de Transporturi, că am înțeles că e un șofer profesionist. Proiect de hotărâre numărul 10 privind transmiterea în administrarea imobilului bloc C2 situat în municipiul Giurgiu, șoseaua Alexandrei numărul 7, către Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, domnul Spoiară. Comisia a analizat solicitarea și a dat la vot favorabil. Discuții? Aveți favorabil patrimoniul. Da, scuze. Raportul Comisiei. Discuții? Supun la vot cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre numărul 11 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unui spațiu în cinta internatului celui teoretic din Corea Cartejan, situat în municipiul Giurgiu, către Asociația Societatea de Oncologie Mamă și Copilul, filiala Giurgiu. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, domnul Scoiană. Aveți favorabil. Raportul Comisiei de Buget Finanțe, domnul Bradu. Aveți favorabil. Discuții? Da, domnul Scoiană. Deci aici am întrebat despre această activitate, mi-a zis că vrea să fie o activitate de promovare și că doresc ca acolo să vină, să aibă un sediu permanent. Și considerăm că e necesar în condițiile astea să aibă un spațiu permanent pentru activitate a societății. Da, mulțumim. Supun la vot cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Proiect de hotărâre numărul 12 privind constatarea încetării contractului de închiriere numărul 29.616 din 31.7.2015 încheiat între municipiul Giurgiu și domnul Drogaru Victor. Raportul Comisiei de Administrație Publică Locală. Aici a fost o discuție legată de acest spațiu. S-a dat aviz favorabil. Da, mulțumesc. Raportul patrimoniu. Aveți favorabil. Mulțumesc. Discuții. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 13 privind constatarea încetării contractului de concesiune numărul 80.1262 din 24.3.2014 încheiat între municipiul Giurgiu și cabinet individual dr. Bănescu Florian. Raportul de specialitate a Direcției Patrimoniu. Aveți favorabil. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, domnul Scoiană. Aici am analizat și s-a stabilit că el a plătit și a plătit toate dările la zi, nu are nicio datorie restanță și că dorește ca să pună la dispoziție, renunță numai că construiește acest spațiu și vrea să pună la dispoziția primăriei. Noi am dat aviz favorabil. Regulă, mulțumesc, domnul consilier Spoială. Discuții? Supun la vot cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Proiect de hotărâre numărul 14 privind constatarea de proprietate privată a unor terenuri situate în Dragnea, municipiul George. Raportul Comisiei Administrației Publică Locală. Aici e vorba de 6 terenuri. Comisia a dat aviz favorabil, sunt suprafețe între 1300 și 12 metri pătrați. Deci nu sunt probleme. Mulțumesc, domnul consilier. Raportul Comisiei Bugete Finanțe? Aviz favorabil. Discuții? Da. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 15 privind acordarea avizului de principiu în vederea efectuării unui schimb de terenuri între municipiul Giurgiu și domnul Covaci Octavian. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Favorabil. Raportul Comisiei Bugete Finanțe, domnul Vlado. Aviz favorabil. Discuții? Da, domnul consilier. Facem schimb 251 de metri contra 400 și ceva. Deci, după cum ați... Am înțeles. Conform legii, nu știu care. Credeam că se face la suprafața minimă. Eu am 251, care era din 251. De-aia nu eram clar. Dacă era așa, nu mai trebuie evaluare. A, după ce... Oricum evaluare, domnul consilier, să știți că vom face... Că e bine să ai raportul de evaluare. Acum poate că nu o fi nevoie, dar peste vreo 4-5 ani când vin alții, trebuie raportul. De ce va face conform legii? Știți despre ce teren este vorba. Da. Supun la vot acest proiect de hotărâre și este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Proiect de hotărâre numărul 16 privind modificarea și completarea hotărârii numărul 273 din 25-10-2013 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Raportul Comisiei Bugete Finanțe, domnul Tatu. Aviz favorabil. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Urbanism. Favorabil. Discuții? Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 17 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Societății Comerciale Baza Publică Giurgiu S.A. Raportul Comisiei de Bugete Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 18 privind acordarea unor sprijine financiare asociațiilor de proprietari din municipiul Giurgiu în vederea igienizării subsolurilor. Raportul Comisiei de Bugete Finanțe, domnul Tatu. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Favorabil. Discuții? Da, domnul Spăr. Domnul primar, ce e dat? Care e situația de dumneavoastră? Că eu v-am plecat de bani, mai mari. Nu este, domnul, este vorba nici de bani, nici de nimic. S-a încetat contractul de cesiune între, e vorba de spațiu din piață care aparținea lui Belu. Nu, mă uitam exact la următor. Așa. Care este? Deci, până în momentul de față, cu igienizarea subsolului. S-au igienizat în prezent 443 de subsoluri. În perioada de la ultima ședință până în prezent, au mai fost igienizate încă 18. Iar în prezent, în lucru, sperăm să, dacă nu avem alte solicitări, să mai lucrează în 15 subsoluri. Deci, total cam câte subsoluri? În jur de 500. Poate chiar peste 500. În tot Giurgiu? Da. A fost asediul racatului. Nu știm aici și articolul care l-am dat în presă. Ăsta a fost Giurgiu. Dacă nu s-a făcut până acum, e bine că s-a făcut. E foarte bine. Era, era un vulcan, era de microfon. Stați puțin. Deci avem venit o pondere mare a fixurilor care s-au săvârșit. Mai multe jumătate din sustor. Din cele aproape 900, peste 160% vor fi genitate. Deci, se continuă și în anul viitor, probabil. Dacă vor fi solicitări de la asociații de proprietari, da.
dar din ce în ce mai mult. În prezent mai degrăm că în 15. Da, mulțumesc, domnul. Da, mulțumim, domnul Spera? Da, da, sigur. Da, domnul primar. Da. Imediat, domnul Vili. Deci, am crezut că vom termina la sfârșitul acestui an. Condiția care a fost stabilită prin hotărâre de Consiliu se refera la faptul că membrii acelei scări de bloc, proprietarii acelui bloc, aveau obligația și au obligația să-și facă reparațiile. Aici ne-am blocat. Încă noi nu oferim, deci nu plătim decât contravaloarea curățeniei la subsol. Nu plătim reparațiile la subsol, la bunurile comune. Țevi și ce mai sunt pe acolo. Și problema a apărut că nu au bani locatarii în anumite blocuri, în anumite scări, nu au bani, n-au reușit să strângă pe scara blocului, sunt plecați foarte mulți în străinătate, cei care sunt, nu au surse financiare, sunt posesoare de ajutor ajutor social sau, eu știu, beneficiari de ajutor social și lucrul acesta face imposibilă continuarea sau finalizarea. Drept urmare, apare o mică întârziere vis-a-vis de ce am propus, ca până la sfârșitul anului să finalizăm toată această acțiune. Am transmis tuturor celor care mai sunt că încercăm ca anul viitor să nu mai venim cu o continuare, pentru că totuși a fost un an și trei luni. Aveau posibilitatea într-un an și trei luni acele asociații să strângă banii necesari, nu foarte mulți, dar nici puțini, și să facă reparații la subsol. Pe ce criteriu am mers ca să lăsăm asociațiile sau persoanele să-și facă? Pentru că atunci când vii și oferi cuiva gratis total, nu are responsabilitate și mâine se duce la subsol și sparge iară țeava. Așa că știe că a plătit 3 lei, 10 lei la fondul comun de reparație, poate are și o mică responsabilitate să nu mai strici. Acesta a fost singurul aspect. Eu vă mulțumesc. Dar aici, domnule primar, au mai fost și subsoluri care au fost și reparate de asociațiile de locatari. Deci, practic, în momentul de față, eu zic că cel puțin 60-70% din subsoluri ar fi reparate. Nu. Deci cu ce ați fost mai jos? Cu ce mai era? Discutam ăsta. Reparat. Noi discutăm de câteva, de ordinul zecilor, cel mult, de subsoluri care nu mai sunt curate. În celelalte subsoluri, până la 900, oamenii de acolo au fost gospodari și le-au întreținut, sunt curate, deci nu. Noi nu discutăm că au mai rămas 400 care sunt cu mizere la subsol. Ordinul e 10-20, cel mult. Da. Cel mult. Domnul consilier, nu pot să-i dau cu aceea, zic că fac discriminare. Da, domnul consilier. Mulțumesc, domnul președinte. În urmă cu una-două ședințe, când au mai fost aprobate astfel de sume, am solicitat să ni se facă o informare. Eu am solicitat să se facă o informare a Consiliului, dar pe ceilalți consilieri nu sunt interesați, eu sunt interesat. Care este suma totală a acestei activități de igienizare și care au fost criteriile prin care au fost selecționate acele firme care au făcut lucrări? Vreți să vă răspund direct? Dacă dumneavoastră sunteți executivul, cum ați plătit, da. Da. Domnul, trebuie să-mi dați un pic, să-i dau suma exactă până acum care a fost aprobată, dar era foarte simplu să aflați suma din hotărârile de Consiliu aprobate. Cu o sumare simplă și eu. N-am avut timp, domnul. Pare rău că... Deci, valoarea totală a lucrărilor până acum de contat este de 2.625.469,38. Adică 26.254.693,80 lei numărul de subsoluri vi le-au spus. Cum au fost selectate? Primăria și municipalitatea nu s-a implicat deloc în selectarea celor firme. Au fost 16-17 societăți comerciale care au intrat în legătură comercială, în legătură directă cu asociațiile de locatari. Dumnealor s-au selectat din acea listă, dumnealor au încheiat contractul, dumnealor i-au verificat primăria conform regulamentului. Și îmi pare rău că trebuie să readuc în atenția domnului consilier că există un regulament și noi nu l-am încălcat acel regulament. Conform regulamentului, municipalitatea nu s-a implicat decât în verificarea cantității preliminate la începutul activității și pe măsura efectuării celor două operațiuni de ridicare a
nu știu, a deșeurilor lichide la început, prin pompare, pentru care a fost stabilit un preț în Consiliul Local, iar grosierul prin încărcare manuală, pentru care a existat și un alt preț. Deci aceste lucruri. Iar la sfârșit, banii au fost în urma contractului tripartit, asociație, firmă și primărie, banii s-au virat direct firmelor respective după ce s-a încheiat procesul verbal de recepție finală și au predat acel subsol de bloc curat. Acesta este regulamentul, domnul Veli. Nu știu de ce trebuia să intrați în amănunte, știu foarte bine care e regulamentul. Mulțumesc! 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 Proiect de hotărâre numărul 19 privind constatarea încetării contractului de cesiune. În unanimitate. În unanimitate. Fără nicio abținere, să nu vot. Păi n-a zis nimeni de abținere. Privind încetarea contractului de cesiune numărul 19589 din 8-11-2010, încheiat între municipiul Giurgiu și Pătruț Ionela și aprobarea valorii de intervenție în vederea concesionării direct a terenului suprafață de 243,44 metri pătrați, situată în municipiul Giurgiu, piața centrală, avem boxele numărul 44, 51, 56 și 57. Raportul Comisiei de Buget Finanțe, domnul Bradu. Aviz favorabil. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, domnul Spoiala. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Ok. Domnul Dinu. Am spus da. Vă dar n-am auzit. Favorabil. Am înțeles. Discuții? Da, domnul Bălănean. Eu am specialist în drept și rog colegii care se e vorba de un contract. N-ar fi bine ca la articolul 1 să înlocuim contractul de cesiune cu contractul de concesiune numărul 531. Deci contractul de... Momentul să cesionează. Domnule, cesiunea e cesiune. Am înțeles, dar în momentul în care o cesiune prin contractul de cesiune există un contract de concesiune care merge înainte. Nu? Păi avem modificat contractul de concesiune. Nu, contractul de cesiune. Se încetează contractul de cesiune. Cesiune. Dacă vreți, lămurim, este domnul Trăistar de la executiv, care poate să vă ăla de concesiune inițial, în momentul în care contractul de cesiune dispare, vreți să revine la... Am înțeles, domnul Bărânean. Domnul Trăistar. De transfer de timp. Să transferăm. Sunteți atenți că vă explică despre ce e vorba. Noi încercăm contractul de cesiune cu această terță persoană care a preluat drepturile și obligațiile din contractul imobiliar. Cesiunea e cesiune și concesiunea se referă la un imobil. Da. Deci contractul de concesiune, să trecem la inițial, ăla. Nu. Contractul de cesiune. Deci contractul de cesiune a fost un contract de concesiune care prin contractul de cesiune a preluat și drepturile și obligații. Noi trebuie să încercăm. Și obligațiile din contractul de concesiune. Concesiune și contractul de concesiune trece la celălalt. Rămâne contractul de concesiune. Pentru că la început așa. Da, deci era contractul de concesiune. Domnul Trăistaru? Domnul Trăistaru, domnul director Trăistaru, mulțumesc. Bun. Să pun la vot acest proiect de hotărâre. Scuze, domnul Spăian. Poftim, domnul consilier. Dacă cere cuvântul domnul consilier Boroiu, trebuie să-i acord cu așa cum o să vă apuce dumneavoastră. Domnul Spăian, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Aici, la comisie, am analizat această solicitare practic a soluției domnului acestui spațiu. Deci am solicitat niște informații în legătură cu această vânzare. Și de ce e vorba de niște bucuri de practic care au fost vândute de către doamna de acolo, nu de acolo, doamna
așa că... Domnul Vasilie, vă rog să rezumați. Doamna avocat, vă rog frumos, vorbește domnul Spoială, vorbiți peste el, nu mai înțelegem ce vrea. Domnul Spoială, am înțeles. Ați transformat? Domnul Vasilie Spoială, aveți cuvântul, domnul Dinu, vă rog frumos. Aveți cuvântul, domnul consilier. Domnul consilier. Aici, în afară de acest teren, am înțeles că dânsul a, mă rog, s-a clarificat situația cu Institutul de Proiectare, cu terenul Institutului de Proiectare. De acolo, nu? N-are nicio treabă. Nu, dar am zis că s-a dat o sentință. N-are nicio treabă cu subiectul de astăzi. Haideți să trecem, că nu mai terminăm. Așa. Și la această, la practic, aici e vorba de vânzarea celor trei boxe dintr-o, de la gazul la IPMA. Am, de asemenea, aici și văd că se menține, domnul primar, se menține din nou pentru așa plătit chiria pe terenul ăsta și în continuare se repune plata chirii. E adevărat? Bine. Bun, mulțumesc, domnul Spoială. Da. Domnul Moriu. Mai departe. Să pun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 20 privind constatarea încetării contractului de concesiune numărul 2411 din 16.02.2005 încheiat între municipiul Giurgiu și SCSNI SRL Giurgiu și aprobarea valorii de devenție din vederea concesionării directe a terenului în suprafață de 44 de metri pătrați, situat în municipiul Giurgiu, piața centrală, aferent boxa numărul 4. Raportul Comisiei Buget Finanțe, domnul Vladu. Aviz favorabil. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, domnul Spoială. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism, domnul... Bun. Mulțumesc. Discuții? Să pun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Domnul Dinu. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 21 privind aprobarea unor tarife practicate de către SECE întreținerea peisagistică a spațiilor urbeni. ESA. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, domnul Spoială. Da. Cu predica, da. Aviz favorabil. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Buget Finanțe, domnul Vladu. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Mulțumesc. Discuții? Să pun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 22 privind aprobarea organigramei statutului de funcții ale societății Giurgiu Servicii Locale ESA. Raportul Comisiei de Buget Finanțe, domnul Vladu. Aveți favorabil. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Domnul Cepraga. Mulțumesc. Discuții? Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Mai departe, proiect de hotărâre numărul 23 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 249 din data de 21.08.2014 privind modificarea numărului și componenței membrilor adunării generale a acționarilor și consiliilor de administrație de la societățile comerciale de sub autoritatea Consiliului Local. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, domnul Spoială. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Mulțumesc. Discuții? Da, domnul Venit. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să pun o întrebare legată de cadrul legal. Întrebare cui? Precizați cui puneți întrebarea. Executivul. Păi cui nu? Păi deci poate să puneți, că dumneavoastră ați mai întrebat și pe domnul Dinu mai devreme ceva. Bun, lăsați-l pe domnul Dinu, că n-am întrebat. Păi cine trebuie să întrebi? Bun. Doamne, ce mă trebuie? Da, puneți întrebarea. Bun. În baza UG-109 se fac aceste numiri sau în baza altei legi? Pentru că au fost niște probleme legate de aceste numiri în Consiliul de Administrație. Ele, de fapt, nu sunt numiri. Ele se fac în baza unei ordonanțe de guvern care reglementează această situație. Ordonanță de guvern care, din cunoștințele mele, nu prea a fost aplicată pe nicăieri. Da. Am să vă dau răspunsul pentru ce a fost nevoie de aceste modificări.
Societatea Comercială Zona Liberă Giurgiu este acționar în câteva societăți. În ADPP-ul și mai sunt și în alte, și în alte societăți. Prin plecarea directorului general și prin demisia directorului general de la Societatea Administrarea Zonei Libere, a rămas vacant reprezentantul Zonei Libere în Consiliul de Administrație acelor societăți comerciale. Drept urmare, noul director, acum, chiar interimar, trebuie să preia prerogativele, dar acestea se fac doar prin hotărâre de Consiliu. Pentru că am lăsat pe o perioadă că și directorul este trebuie să funcționeze acele societăți și trebuie să aibă societatea care este acționar în acele societăți, trebuie să aibă un reprezentant. Deci este reprezentantul Zonei Libere în calitate de acționar în acea societate. Și mi-am răspuns, domnul Consiliu. Asta în ceea ce privește plecarea unui domn și sosirea altui domn care întâmplător este director general adjunct. Da. Da? Da. Știți foarte bine că noi știm, noi cunoaștem această situație. Eu am întrebat dacă se face în baza UG109 sau în baza unei alte legi. Și mai este o persoană care este propulsată într-o astfel de poziție, pentru că nu numai domnul director a plecat, dar mai a plecat o persoană. Părerea dumneavoastră și treaba dumneavoastră, nu, dar oricum... Părerea mea, așa spune proiectul de hotărâre despre ce vorbim. Da, este același lucru. Nu, este același lucru. Legislație și vorbim de ce spune proiectul. Păi nu știu, când vă duce să vă cereți și să vă nominalizeze în acele comisii, discutați și de ce este problema. Că este șeful dumneavoastră de partid, în câte am înțeles. Domnul primar, dacă nu cunoașteți, dacă intrați în politică, eu în momentul de față, în partidul respectiv, sunt exclus, dacă nu știați. Înțelegeți? Păi și atunci ce mai funcționează? De ce mai sunteți consilier? De ce mai sunteți consilier? Ca să întrebe curioși. Bun, mulțumim pentru apreciere, domnul Pericu. Propun la vot proiectul hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 24 privind asocierea Unității Administrative Teritoriale a Municipiului Giurgiu, Unitatea Administrativă Teritorială a Comunei Mare, Județul Giurgiu, în vederea constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitară pentru activitate publică de modulat, stratar și de zăpezire. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, domnul Zboiară. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Discuții? Da, domnul Zboiară. Primar, aici discuția a fost legată de oportunitățile care sunt la Malvane, la insula Dragoș. Deci, ce am discutat-o și cu reprezentantul meu, e corect aici de a stabili la Camadino, la insula aceea care are o suprafață foarte mare și are plaje mai multe, cred că are o treime din plajele de la Mamaia, de a stabili o oportunitate pe colaborarea pe această insulă. Deși este trecută Este un alt proiect pe care o să-l inițiem atunci când avem legislația foarte, clară privind colaborarea pe anumite proiecte. Noi acum am făcut o asociere cu această primărie în vederea continuării prin surse proprii, folosind Giurgiu Servicii Locale, acestui serviciu. Plătim foarte mult la o societate comercială care a câștigat. Noi tot prelungim în virtutea acelui, dar când se va termina licitația cu groapa de gunoi și acest financiar urban își va termina mandatul și contractul cu Giurgiu, este bine să avem continuitate. Ori nu putem da societății primăriei acest serviciu decât dacă suntem constituit într-un ADI. De urmare am făcut cu primăria Malu și pentru iluminat, pentru că această societate are și serviciul de iluminat, și pentru mătura tratal și de zăpezire. Și eu zic că ne va costa și mai puțin și vom avea condiții și mai bune și vom avea și oameni angajați mai mult, pentru că această societate în acest moment vine cu 70-80 de oameni și asigură mătura în tot orașul. Nu, eu am reținut, domn primar, și corectă și bine ca activitate, dar eu vreau să v-am supus spre atenție această mare oportunitate, practic care Giurgiu are față de alte localități, de a avea un teren cu plaje, cu locuri de joacă pentru copii, cu tot ce... Deci, în privința asta, eu cred că, într-o perspectivă, puteți să faceți pătrarea de colaborare cu Malu pentru a prelua insula Supun la vot acest proiect de hotărâre. Ce este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 25 privind asocierea Unității Administrative Teritoriale a Municipiului Giurgiu,
cu unitatea administrativă teritorială a Comunei Marii Județul Cluj, vederea constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitară pentru activitatea de iluminat public, stradal și ornamentat. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Discuții. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 26 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 de lei doamnei Gozoraga Mădălina din Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe, domnul Vladu. Disfavorabil. Raportul Comisiei de Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport, domnul Ilie Clement. Disfavorabil. Discuții. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 27 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.500 de lei pentru Asociația 22 Decembrie Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe, domnul Vladu. Aviz favorabil. Discuții? Dacă este posibil, domnul primar. E o asociație care reprezintă revoluționare. Am înțeles că au solicitat 5.000 de lei. E păcat, pentru că datorită acestor oameni care din coroana asta de libertate să le dea tocmai lor. Da, e. Da, așa este. Pe sfârșit, Ana, au venit foarte multe cereri. Și exact acestea erau sumele de bani. Sincer, am să vă spun, și dacă ați observat, cauza pentru care am mai oprit de la fiecare ca să mai asigurăm o cerere care sosise. La ultima cerere care o aveți pe tabletă este vorba de o cerere a două fete care în urmă cu 2 ani de zile s-a prăpădit tatăl, acum 2 luni s-a prăpădit și mama. Sunt două fete singure, au acumulat datorii foarte mari la întreținere, sunt chiar singure, o fată este minoră, o fată este majoră, se întrețin singure și a venit cu o solicitare chiar vineri, dacă nu mă înșel, când deja era comisia. Și a cerut 8.000 de lei. În momentul acela a trebuit să refacem toată gândirea și să vedem, am luat 2.000, 3.000, 2.500 și am strâns acești 8.000. Aceasta a fost clauza pentru care exact aveam suma de bani și am cheltuit pe toți până la sfârșitul anului. Nu mai aveam buget pentru alte sume. La început, aproape toți aveau sumele necesare. Acesta a fost singurul lucru. Vor înțelege, pentru că vom discuta și pe 22 decembrie, vor înțelege revoluționarii că această cedare a dumnealor sau ce s-a luat de la fiecare au fost pentru o cauză mult mai mare și mult mai umanitară decât acest lucru. Da. Și aș fi putut să nu mai aprob acest lucru, să-i dau anul următor. Citiți cererea acelor fete și să o vedeți când dați dreptate. Am un lucru ăsta. Da, aici este toată treaba. Da, domnul Nil. Sunt de acord cu colegul meu, domnul Maroiu. Da. Odată că împărtășesc și ideea domnului primar. Așa este că au fost cumva dragii acestei națiuni, acești revoluționari. Au luptat într-adevăr și au introdus democrația în această țară. Și datorită lor avem pluralism în momentul de față și de de-aia ne și întâlnim aici în cazul Consiliului consilieri de toate partidele politice. Altfel, nu ne mai bucuram de asemenea momente. Și spuneam domnul primar că ar trebui să țineți cont că acești practici revoluționari și vreau să mai menționez un lucru. Au început să ducă săracii rând pe rând, au mai rămas doar 14. Probabil că peste 10-15 ani nu o să ne mai bucurăm de prezența dânșilor în viață, ci doar de eternitate. Și trebuie să-i sprijine și pe dânșii că au venit cu această democrație în funcționare. Un singur lucru aș vă mai spun, domnul Dinu, o să fac lobby la domnul Mustățea. Dumnealor au peste 2-3 zile ședință de Consiliu și o să rog să le aprobe toată suma sau să le suplimenteze suma ca să aibă toată suma prezentă. O să fac acest lucru pentru că efectiv n-am mai fost surse, ne-am închis pe buget. Deci, efectiv, nu mai putem acorda niciun. Dar vom merge zilele următoare, pentru că am înțeles Consiliul Județean a avut la sfârșitul săptămânii acestea și voi discuta, voi face lobby și cred că voi găsi înțelegerea domnului Consiliul Județean să suplimenteze cererea pe care dumnealor sigur o au și la Consiliul Județean, cu diferența pe care noi n-am putut să o dăm. Mulțumesc.
Domnul consilier, domnul consilier, primar, ce vă pune dumneavoastră, dar atenție mare de tot domnul Muzător, ca domnul Mustăția să nu aibă pretenții de a lua acele de un certificat de revoluționare. Domnul consilier, e greu. Precis, intenția executivului de a revota, deci de la asociația Dreptului Cimbrei, cu suma la jumătate de numărată, însă a sugerat, în eventualitatea în care Consiliul de Țea nu poate să îi ajute, mi-ai știut să prevedem un ordin să inițiem un alt proiect de hotărâre în ianuarie, ca să le oferim și diferența de ce ei vor să facă din informațiile mele un simbol al revoluției undeva în centrul orașului, acolo unde vrea să urmă. E păcat să se oprească lucrarea la jumătate și atunci când vor mai avea bani să termine. Nu, 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 nu venim alt amendament. Deci cererea dumneavoastră a fost pentru, nu pentru această investiție, a fost pentru sprijine financiare asigurate membrilor. Pentru acel simbol, cererea este separată și putem asigura toată suma. Deci nu să punem, aici era doar vorba pentru 25 de persoane, sprijin financiar. Dumnealor au zis să le dea 200 de lei. Și noi am zis 100 și poate reușim să luăm. Mulțumesc, domnul Vasilie Scoară. Nu, nu. Domnul Vasilie Scoară. Deci, solicitarea lor e de 5.000 de lei. Deci, față și noi aici am aprobat 2.500. Eu cred că aici am putea să aprobăm suma integrală și să le plătim în raport de cum ne vom închide la situație. Domnul consilier, sunteți economist și consilier de 4 mandate. Deci, nu pot să promovez hotărâre mai mult decât am bugetul. Deci, e la sfârșit de an, nu mai există buget. În momentul în care măriți suma aici, gândiți-vă de unde stăiați. De la celelalte cazuri. Pentru că nu am cum să vin din exercițiul acesta este. Deci, subiectul ăsta, sigur că găsim soluții. Domnul Spar, eu am înțeles despre ce vorba, o să facem un nou proiect de hotărâre, o să vedem și diferența și că așa o să facem. Noi toți o să votăm, că suntem aici cu toți. Domnul Ciobanu. Domnul Pate, înțeleg că lipsa banilor a fost și faptul că nu s-a inițiat un proiect de hotărâre ca să ajutăm Asociația Viață și Speranță, care se ocupă cu de soarta 60 de persoane seropozitive. Da, știu situația dumnealor, au făcut cerere. Pe 5 11. Nu, 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 știu situația dumnealor. La vremea respectivă ați aprobat în luna noiembrie dumneavoastră pentru încă o asociație care este Licurici, și am purtat discuția cu domnul Mustăția și am zis la o asociație plătește primăria, la o asociație plătește Consiliul Județean. Și dumnealor au aprobat 5.000 de lei pentru Viață și Speranță. Pe această reciprocitate. Pentru că sunt asociații care fac cerere și la primărie și la Consiliul Județean și se aprobă în ambele, și sunt asociații care fac în ambele și nu se aprobă nicio parte. Și atunci pe această reciprocitate și această colaborare, ca să putem să oferim la toate asociațiile și toți cei care solicită, am făcut această discuție. Să știți că discutăm vis-a-vis de cererile de la dumneavoastră cu cererile de la noi și ne punem de comun acord, noi aprobăm aceasta, dumneavoastră o aprobați pe cealaltă. Și eu știu că în luna decembrie, într-o extraordinară, dacă nu mă înșel, Consiliul Județean a aprobat și acestei asociații suma de 5.000 de lei, tocmai ca să asigure sumele necesare și acestei asociații. Deci nimeni n-a rămas. E greu. Sunt multe asociații, sunt mulți oameni sărmani, sunt multe cereri și este greu din bugetul care îl avem să asigurăm chiar pentru toți. Mulțumesc. Domnul Venică. Da, mulțumesc frumos, domnul președinte, și am rugămintea, stimați colegi, să fiți atenți o secundă la ceea ce vă spun. Ceea ce a spus domnul Gelu Ciobanu și credeți-mă că n-a fost nicio discuție prea rapidă. Această doamnă Mola a venit și la mine în data de 2 decembrie și m-a rugat cu lacrimi în ochi să încerc să discut cu domnul primar legat de promovarea unui proiect de hotărâre pe care dânsul i-a tot spus că nu-l poate promova din varii motive, că nu vrea ceva de genul. Așa mi-a spus doamna. Să nu faceți speculații, vă rog. Bun. Așa mi-a spus doamna. Nu e vorba. Vreau să vă spun că în ziua, cred că imediat... Domnul Velicu, e la obiectul... Da, este acesta? La obiectul
acestor probleme. Nu e logică. Noi Velicu, eu vă rog frumos să mă lăsați să discut. Domnul Dinu, domnul Velicu, am rugămintea la dumneavoastră. Apoi, Velicu, că nu te vom mai da. Velicu, potolește-te. Domnul Dinu, am transformat domnul primar, în momentul în care m-a văzut în anticamera biroului pe care dânsul l are, a început să țipe că să țin plămâni. Domnul Velicu, nu facem obiectul. Dacă vreți la diverse, putem să discutăm. Și ce am zis, bă, tu aici? Te-am chemat eu? Domnul Velicu, spre neșansa dumneavoastră, toate înregistrările din acel anticameră, toate discuțiile sunt înregistrate. O să vă pun la dispoziție și dumneavoastră și presei înregistrarea efectivă a discuției pe care am avut-o, iar dacă ceea ce spune acum nu este legal, să știți că mă îndrept împotriva dumneavoastră penal. Pentru că am spus, domnule Velicu, ce căutați în acest birou? Ce cauți tu aici? Te-am chemat eu? Domnul Velicu, vă arăt înregistrarea. Ce căutați la acest birou? Dacă ordine de cine sunteți dumneavoastră să mă întrebați mie ce caut eu acolo? Este biroul primarul, domnule Velicu. Domnul Velicu, este biroul primarul, domnule Velicu. Calitatea unui consilier? Nu, calitatea unui consilier este ca orice cetățean, să vină și să se scrie. Dar să credeți că vă aruncați niște drepturi mai mari. Hai, deci tot în acest moment. Întâmplător este vorba de aceea situație. Hai să mergem mai departe. Spun la vot acest proiect de hotărâre privind sprijinul acordat asociației 22 decembrie. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Suntem oameni mari, ce naiba? Da, așa pretindem. Păi, pretindem, dar ne comportăm ca fel. Proiect de hotărâre numărul 28 privind acordarea unui sprijin financiar de sumă de 2000 de lei, doamnei Constantin Ivana din Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe, domnul Vladu. Raportul Comisiei de Învățământ, Sănătate, domnul Ilie Clemen. Discuții. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 29 privind acordarea unui sprijin financiar sumă de 3.000 de lei domnului Stavaraiche Gheorghe din Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Raportul Comisiei de Învățământ. Supun la vot, scuze, discuții. Supun la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Proiect de hotărâre numărul 30 privind acordarea unui sprijin financiar de sumă de 3.000 de lei domnului Tamașiu din Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe, domnul Gatu. Aveți favorabil. Domnul Clement, raportul Comisiei de Învățământ. Favorabil. Mulțumesc, discuții. Supun la vot acest proiect de hotărâre cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Proiect de hotărâre numărul 31 privind acordarea unui sprijin financiar de sumă de 4.000 de lei, doamna Igorescu, Daniela Monica din Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe, domnul Cadu. Aveți favorabil. Raportul Comisiei de Învățământ, domnul Clemen. Discuții. Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc.